Din luna noiembrie a acestui an, hunedorenii din zonele urbane și rurale, precum și agenții economici din zona 1 Brad, zona 2 Hațeg și zona 3 Centru, vor plăti un nou tarif pentru furnizarea serviciilor de salubritate prestate de operatorul SC Brai Cata SRL, ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor Ordonanței de Urgență 74 din 2018. Aceste cerințe legale au fost aprobate de adunările generale a Asociației de dezvoltare intercomunitară, sistemul integrat de gestionare a deșeurilor județul Hunedoara, în cursul lunii octombrie. Am ajuns în acest stadiu în care pe cele trei zone s-au aprobat în cele din urmă implementarea Ordonanței 74, o ordonanță care, după cum bine știți, modifică substanțial modul de gestionare a deșeurilor, atât pe partea tehnică de colectare, cât și pe partea financiară, cu impact asupra cetățenilor și a modului de colectare, atât financiar, cât și, să spun, de gestionare a lor. Odată cu introducerea noilor tarife, se va aplica și sistemul plătește pentru cât arunci, care se realizează prin separarea deșeurilor reciclabile. Astfel, abonații Brai Cata SRL, care vor reuși să precolecteze mai multe deșeuri reciclabile prin intermediul sacilor speciali sau a containerelor pentru sticlă, hârtie sau plastic, în defavoarea celor mixte reziduale, vor reuși să reducă facturile pentru serviciile de salubrizare. De asemenea, compostarea deșeurilor vegetale va fi un mod important în care se va putea reduce cantitatea de deșeuri menajere predată ca fracție umedă. Totodată, noua factură va fi mult mai explicită. Începând cu 1 noiembrie 2021, intră în vigoare noile tarife. Ele o să intre ca și structură de tarif. Tariful final, care este compus din tariful Brai Cata plus operatorul de colectare plus tariful CNID-ului. Și ele vor intra în vigoare începând cu serviciile prestate cu luna noiembrie și se vor regăsi în factura din luna decembrie. Față de sistemul actual, vor apărea în structura pe factură, vor apărea două tarife distincte, cum prevede și Ordonanța 74. E vorba de tariful pentru colectare deșeuri reziduale populație și tariful de colectare deșeuri reciclabile. În prezent, ele se vor regăsi defalcat pe factură, astfel încât utilizatorul să știe foarte precis cât va plăti pentru rezidual și cât va plăti pentru reciclabil. Prezent recent în emisiunea La Subiect, difuzată pe UNTV-DEVA, Bogdan Constantinescu, directorul general de la Brai Cata, a prezentat noile tarife care se vor aplica în zona centru a județului Hunedoara. Pentru zona 3 centru, tarifele din rezidual populație urban va fi de 8,25 lei plus TVA persoană lună, și tariful pentru deșeuri reciclabile populație urban 1,11 lei, tariful pentru deșeuri reziduale populație mediu rural 4,58 plus TVA persoană lună, tariful pentru deșeuri reciclabile populație rural 1,23, tariful deșeuri reziduale agenți economici 443 de lei 75 plus TVA pe tonă, tariful pentru deșeuri reciclabile agenți economici 662,94 plus TVA pe tonă. Aceste tarife includ atât costul cu colectorul Brai Cata, cât și costul cu centrul de management integrat al deșeurilor. Tarifele care conțin TVA sunt relativ similare și în celelalte zone în care operează Brai Cata SRL, acestea fiind următoarele. Zona 1 Brad. Persoane fizice din mediul urban, 8 lei și 25 de bani pentru deșeuri reziduale, 1 leu și 40 de bani pentru cele reciclabile. Persoane fizice din mediul rural, 5 lei și 24 de bani pentru deșeurile reziduale și 0,94 lei pentru deșeurile reciclabile. Agenții economii și instituțiile publice, 471 de lei și 0,2 bani pentru deșeurile
deșeurile reziduale, 772 de lei și 67 de bani pentru deșeurile reciclabile. Zona 2, Hațeg. Persoane fizice din mediul urban, 8 lei și 21 de bani pentru deșeurile reziduale și 1 leu și 52 de bani pentru deșeurile reciclabile. Persoane fizice din mediul rural, 5 lei și 24 de bani pentru deșeurile reziduale și 1 leu și 0,9 bani pentru deșeurile reciclabile. Agenții economici și instituții publice, 450 de lei și 37 de bani pentru deșeurile reziduale și 780 de lei și 59 de bani pentru deșeurile reciclabile. Legat de aceste tarife, trebuie făcută mențiunea că locuitorii din satele aparținătoare de localitățile urbane vor plăti tarifele aferente zonei rurale. De asemenea, cei de la Sece Brai Cata SRL mai aduc la cunoștința abonaților că în urma modificării tarifelor care vor apărea pe facturile viitoare, nu este necesară încheierea unui act adițional cu fiecare utilizator în parte.